Este un moment de asemenea important astăzi, un moment special în care semnăm protocol de colaborare între Primăria Sector 3 și Universitatea de Studii Economice București. Deja avem protocoale de colaborare cu Universitatea de București, cu Politehnica și cu UMF-ul. Astăzi a venit rândul să semnăm și cu ASEU-ul. Și de ce mi se pare mie foarte important și mi se pare, sunt convins că este foarte important, avem foarte multe lucruri de făcut în comun, avem foarte multe oportunități de care putem profita împreună. Evident, studenții care învață administrație publică pot să facă practică la noi în primărie. Este o bună oportunitate să ne facem și selecție de cadre, adică să identificăm studenți cu potențial, cărora le place administrație publică și care să rămână în instituția Primăriei Sector 3. De asemenea, putem să atragem fonduri europene împreună și evident că avem de învățat foarte mult unii de la alții. Făceam o glumă cu domnul rector mai devreme și spuneam că am fi foarte interesați dacă în cadrul Universității ASE ar putea pregăti studenții și cum anume să lucreze pe 7 milioane pe lună. Ar fi o mare oportunitate și foarte multe probleme ar fi rezolvate cu această ocazie, dar fiind faptul că astăzi, din nefericire, salariile în primărie sunt foarte mici, dar sper din suflet că această problemă să se rezolve și o astfel de disciplină să fie inutilă. Că vom fi rezolvat problema salarizării foarte mici din primărie. Domnul rector, vă rog. Domnule primar, domnule viceprimar, stimați invitați, stimați colegi, suntem onorați să semnăm astăzi acest protocol cu Primăria Sectorului 3. Apreciez în mod deosebit această inițiativă pe care dumneavoastră, domnule primar, ați luat-o de a face parte mediată cu universitățile. Este o cerință imperativă, mai ales în condițiile crizei economice, în care și universitățile nu dispun de fondurile necesare pentru a organiza un proces de învățământ de calitate. Și peste tot căutăm soluții, căutăm alternative de finanțare și de parteneriat. Deci iată că dumneavoastră ați venit deja cu această inițiativă, ați semnat deja protocoale și cu celelalte universități și astăzi semnat și cu Academia de Studii Economice. În general, în aceste parteneriate, foarte multă lume se întreabă de ce este necesar acest parteneriat. De ce aveți dumneavoastră nevoie de acest parteneriat și de ce avem noi nevoie? Este evident faptul că dacă ne situăm de partea administrației publice, în mod concret de partea Primăriei Sectorului 3, știm foarte bine că administrația publică este un domeniu complex. Este un domeniu multidisciplinar, care se deprinde mai greu decât în celelalte domenii de studii și de pregătire universitară, dacă ne raportăm la domeniul universitar. Știm foarte bine că în ultima vreme în România și în domeniul administrației publice, ca și în domeniul învățământului superior, au fost foarte multe inițiative de a reforma sistemul. Această reformare nu se poate face fără oameni competenți. Ce putem noi să oferim la Academia de Studii Economice? Avem două bariere principale. În primul rând, dacă ne raportăm la funcția noastră de Universitate de Educație și Cercetare Științifică, evident că prin programele noastre de studii putem să vă oferim acei absolvenți de care vorbeați dumneavoastră, domnule primar, cu 7 milioane de lei pe lună, dar în același timp și foarte competenți. Aici mă refer în primul rând la ceea ce înseamnă administrația publică, Facultatea de Administrație Publică de la noi, unde avem absolvenți, cred eu, luând în considerație și evaluările care s-au făcut
asupra programelor noastre de studii, avem absolvenți foarte bine pregătiți. Ce putem să mai oferim? Deci, o primă direcție ar fi absolvenții. Dincolo de aceasta, eu mă raportez acum la ceea ce s-a spus acum 100 de ani, când s-a înființat Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Anul acesta a spus că peste 100 de ani de existență. Și atunci, în obiectivele pe care le aveau universitatea, era să pregătească funcționari în domeniul finanțelor, în domeniul contabilității, pentru primării, în general, pentru administrația publică și pentru alte sectoare de activitate. Această funcție a noastră s-a păstrat de aproape 100 de ani și, conform tradiției, în momentul de față avem asemenea programe de studii în universitate. O a doua direcție o reprezintă, dacă vreți, și se leagă foarte bine cu o funcție pe care universitatea are, și anume acea funcție economico-socială. Impactul pe care orice universitate trebuie să-l aducă asupra societății. Asupra cetății, dacă vreți să mă exprim într-un termen mai larg. Ce putem să facem în felul acesta? Acest lucru se poate produce tocmai prin acest parteneriat pe care îl încheiem cu dumneavoastră. Noi ne situăm în zona academică, dar avem nevoie de această legătură cu practica, astfel încât studenții noștri, cum spuneam și mai înainte în discuția noastră, să aibă o punte de legătură și o zonă în care să intersectăm pregătirea universitară cu activitatea practică. Eu cred că primăria sectorului 3 și, în general, toate unitățile care sunt subordonate dumneavoastră reprezintă pentru studenții Academiei de Studii Economice un adevărat laborator în care să realizăm acea simbioză între partea de teorie și partea practică, partea de aptitudini mai ales. Că școala, în general, îi învață, dacă vreți, mai mult zona aceasta de cunoștințe, mai mult teorie, dar componenta practică, în ultima instanță, care aduce acele aptitudini de care orice absolvent are nevoie pentru a se angaja undeva și pentru a răspunde la întrebarea când se angajează ce știe să facă absolventul respectiv, acest lucru vine tocmai din zona aceasta. Am vizitat săptămâna trecută Universitatea din Viena, unde se inaugura un nou campus și mi-a plăcut foarte mult acolo, în proiectul lor, erau clădirile campusului respectiv și la ieșire era un centru, Executive Academy se numește clădirea respectivă, unde veneau oameni de afaceri și veneau studenți. Și se așezau la o masă, cum spuneam noi aici, și discutau diverse proiecte. Dar era o zonă deschisă, deci atât pentru studenți, dar și pentru mediul economico-social. Poate reușim să implementăm în cadrul acestui parteneriat, de ce nu, un spațiu pentru acest lucru. Deci oamenii care au idei, care vin cu inovații, să vină acolo, împreună cu practicienii, să se așeze la masă, să bea o cafea și să pună la cale ceea ce avem nevoie, și anume aceste proiecte inovative, care ne vor scoate și din criza economică și care vor aduce progresul de care avem mare nevoie. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate deosebită pe care o oferiți Academiei de Studii Economice și sper că această semnătură pe care o pun aici pe documentul acesta va fi una care va aduce un plus de valoare atât în zona dumneavoastră a administrației publice, cât și în zona noastră a educației. Pentru că chiar dacă suntem o universitate și noi suntem cei care formăm viitorii specialiști, și noi, universitatea, trebuie să avem în permanență această idee de a învăța de la ceilalți. Vă mulțumesc pentru atenție. Să semnăm. Trecem la semnat. Thank you.
Mulțumesc.